Și dacă deja nu v-ați dat seama, ce avem noi aici este de fapt un ciolan. Salutări, fraților, bine ați revenit pe canal. O să mâncăm din nou ceva interesant. E vorba de un brand local pe care l-am mai încercat în trecut. Din ce îmi pot aminti, avea o mâncare destul de bună, dar acum o să dăm verdictul final. Hai să și începem pentru că mâncarea deja a ajuns. Ei bine, aici avem și comenzile pentru că am comandat din nou mai multe lucruri. Bun, e vorba de un meniu cu shawarma. Aici avem shawarma. Îmi place mult ambalajul acesta transparent, după care avem cartofii prăjiți. Și mi-am luat și ceva desert de data asta, papanaș. Pe lângă asta avem și o limonadă și bineînțeles am primit și murături. Hai să le și băgăm. Cartofii prăjiți sunt ok. Ar fi mers mult mai bine cu un sos ceva, dar nu am găsit. Sunt ok. Aici avem și murăturile. Însă vedeta meniului este shawarma și hai să o și încercăm. Mă, e bună, are foarte multe sosuri în ea, cărnița e destul de ok făcută. Mai încercăm și câțiva cartofiori. Am încercat primul meniu, una peste alta e destul de ok, ca și preț nu a fost extraordinar de scump. Zic că merită mâncat atunci când ți-e foame. Hai să trecem la următor. Acesta este și cel de-al doilea meniu, adică avem aici crispy, cartofi prăjiți și chiflele cred că sunt de la cel de-al treilea meniu. Haideți să încercăm și pe asta. Dragilor, după cum puteți vedea, cartofii sunt din nou fără niciun fel de sos pe ei. Cred că asta ar putea fi îmbunătățit, adică acest restaurant să ofere cel puțin un sos peste acești cartofi prăjiți. Ar fi cu siguranță mult mai buni, dar hai să vedem aici crispy-ul, pentru că acesta e ceva mai interesant. Și aici avem dita mai bucata de crispy. Când vorbim despre crispy, el e destul de ok, are un gust bun, însă mi se pare un pic uscat și din nou fără niciun fel de sos e destul de necăcios. Una peste alta, cred că pentru 25 de lei cât a costat acest meniu, primești suficientă mâncare și îți este suficient cât să te saturi. Numai dat pe spate nu-i rău, dar nu-i nici extraordinar. Hai să trecem acum la cel de-al treilea fel de mâncare, pentru că pentru el sunt ceva mai încântat. Hai să vedem. Ei bine, fraților, acum cred că înțelegeți și voi de ce eram atât de încântat de acest fel de mâncare. După cum vedeți, arată interesant. Hai să-l și desfac. Din păcate, voi nu puteți să-l mirosiți, dar vă pot spune eu că miroase suficient de bine. Și dacă deja nu v-ați dat seama, ce avem noi aici este de fapt un ciolan cu iahnie de fasole. Astăzi am considerat că trebuie să mâncăm ceva mai consistent, așa că asta e ceea ce v-am adus. Ok, cam așa arată și cărnița. Are un gust foarte, foarte bun și fasolica. E genial. Aici cărnița. Îmi place cum e făcută. Se desprinde foarte, foarte ușor de pe os. Să vă zic și cât au costat toate. E bine, am luat 3 meniuri aici. Este vorba despre meniu ciolan de porc afumat, cel de aici, care a costat 33 de lei. Mă, eu zic că pentru banii ăștia ai suficientă mâncare cât să îți ajungă cel puțin la o masă. După care, cel de-al doilea meniu a fost cel crispy, pe care l-ați văzut deja. El a costat 25 de lei, iar cel de-al treilea meniu a fost un meniu shawarma de pui. Primul și el destul de bun. Dacă ar fi să merg să aleg unul dintre ele, aș merge fie pe meniul shawarma, fie pe acest ciolan. Dacă chiar îți e foame și vrei o porție satisfăcătoare, cu siguranță ciolanul te-ar satisface. Super mama, ce ai putea să îmbunătățești? Consider că ai putea să adaugi la aceste meniuri, la cel crispy și cel cu shawarma. Neapărat ar trebui să adaugi un sos, pentru că așa ar fi mult mai ușor de înghițit, ar avea un gust chiar ceva mai bun. Și da, poate ai putea să faci acest lucru. Fraților, era să uit despre desertul pe care l-am comandat. Am luat chiar două porții. E vorba despre acest papanaș. Haideți să vi-l arăt un pic. Papanașul cam așa arată el. Să încercăm să-l și disecăm foarte puțin el. Ok. Și să-l mâncăm. Îmi place mult dulceața de deasupra și smântâna. Nu era mare fan al papanașului până acum. Însă acesta chiar îmi place.
foarte, foarte bun. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu o să continui să mănânc pentru că mi-era puțin foame, după care editez și da, ne vedem data viitoare. Însă nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, trebuie neapărat să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo un comentariu în care îmi spuneți dacă ați încercat sau nu până acum mâncarea de la Supermama și dacă v-a plăcut sau nu.